Încântarea și plăcerea au adăstat fraților și la noi, la Sport Total FM, așa, piesă de piesă. Eu am înțeles că a picat la preselecție, ceea ce nu mi se pare corect. Cum să-l piși, domne? Păi asta ar fi fost, acum așa că ar fi ieșit pe locul întâi, dar era pe podium ăsta fraților la concurs. Ia ascultați, fraților, o strofă. De trei zile lumea toată este emoționată. Cine oare, cine oare este starul și mai mare? Europa a deschis azi concursul și de vis și de azi va fi lansată melodia preferată. Un an i-a luat acestui individ din Ungheni, un an i-a luat până să învețe versurile. Bine, cea mai tare strofă este asta. Și lumini și fierie, cântice și bucurie, Europa se adună la un gând și o voie bună, azi avem emoții mari, concursanții toți sunt tari, dar în noi e o speranță, omul cât trăiește învață. Aici n-am mai avut rimă. N-am mai avut deloc. Și dacă urmăriți bine, în ultimele două strofe nu mai are nici suflu. La penultima strofă, Eurovision, lume multă și frumoasă, Eurovision, melodia așa aleasă, Eurovision, lume multă, lume bună, Eurovision, doar odată n-am răsună, nu mai are glas. Deci și virez, pentru că le cântă pe toate, bă, fraților, fără răsuflare. La început e un pic de lălăiala, dar după aia le zice pe toate strofe, sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 strofe, fraților. Un pasnic să învețe 10 strofe nu e ușor deloc. Așa că noi ne vom face o datorie de onoare și îl vom difuza pe Pavel Turcu în aceste zile. Fraților, mai ales că i s-a făcut o mare nedreptate. Păi e atât de prost concursul ăsta Eurovision, încât cum să nu-l să-l lași și pe el, bietul băiat, să participe paznicul de fazani sau de canguri, nu știu ce păzește la Ungheni. Dacă lucra pe la vamă, se explică, a avut bani băiatul. Am văzut că și-a făcut și studio acolo. Da, Theodore Dance Studio scrie. Așa ceva, sau îl închiriase de la vreun mare șmecher. E într-o sufragerie studio. Cine poate să vadă, le-am transmis furumiștilor noștri și ieri, cine poate să vadă clipul pe internet este un deliciu. Să vedeți coreografie. Deci Michael Jackson era mic copil. Chiar l-am văzut ieri, era o înregistrare la Opera, emisiunea aia cu el, cu Liz Taylor. Extraordinar, când Oprah l-a întrebat pe Michael Jackson direct. Michael, spune, ești virgin? Și el a zis, domnule, cum poți să-mi pui întrebarea asta? Nu pot să-ți răspund la întrebarea asta, în fine, s-a bâlbuit el un pic și până la urmă, la un moment dat în emisiune, ca să se mai destindă atmosfera,